Frișca, stai acolo. Bună, Frișca, ce ai de gând? Și că să nu te miști din cerbrețul. Asta e de mâncat, să știi, nu de murdări platou, Bianca. Ai înghețat acolo. Îi dai doamnei Nela de lucru. Ia uite, doamna Nela, ziceți dumneavoastră. Ați văzut-o? Ați văzut-o ce face? Ați văzut-o? Așa au sunt. Așa. Astea. Așa, Bianca. Pentru că okay. Eu acum, Ilinca, sunt la un shooting. Da. În care tema este 300 de lei. Și în baza acestei teme, noi trebuie să găsim altă temă. Și eu am găsit tema candy. Așa că ce, dracule, o bată... ce legătură are? Este o temă în temă. Concentrează-te, tărățușcă, că ai fugă de idei. Are. Asta este ideea. Dar am înțeles, deci e o vată de zahăr. Da. Pe cap, nu pe băț. Da. Și avem aici cadou pentru cei care asistă la shooting. Ne-a adus înghețată. Da, mulțumesc tare mult. Și înghețată ca să se potrivească cu mulțumim. Cu ce sunt eu acum, e o stovată de zahăr. Hai, da, mersi, da. Nu cred, ne convine foarte mult înghețata. Și asta cu Frișca, putem să mai dăm și pe mine, putem să dăm așa decor de astea. Ce? Mă iertați, mi s-a părut când te-ai plecat acolo pe masa juraților. Da, ce era pe desubt? Am văzut tot. Este un da. Da, este perfect. Și eu mă mișc de aici. Ne mai gândim, Bianca, bine. Gata, m-am mișcat, lasă-mă cu cercul vieții, că sunt bine și în afara lui. Stai tu. Hai să vorbim cu fetele. Ia spune-mi, ce-ai făcut tu ieri, Bianca, atât de, nu știu, grav, de mare, de tare, de le-ai intimidat pe fete? Nu, ți-ai lăsat lenjeria și hainele, încât au ieșit de acolo din culise, a vrut ca să ducă să-și ia crema. Dar ai văzut că am avut timp fix câteva secunde, am alergat. E vorba cum ți-ai lăsat lenjeria și pusă în față și cu ăla, cum se numește, cu salopeta aia. Lăsat-te acolo. Îmi cer scuze, pe bune, chiar îmi cer scuze, a fost chestia de câteva secunde, chiar îmi cer scuze. Că ți-a lăsat alea aruncate, le-ți-au făcut rău acolo, în culise. Îmi cer scuze. Chiar nu a fost nimic cu gen cu rea intenție. Fix acum vin și le strâng. În două minute strâng totul. Îmi cer scuze. Știu că nu e ok. Știu, dar mi-am cer scuze. Chiar știu că nu e ok. Doamne, iartă-mă. Normal că știu. Lucrurile astea. Pentru tine, primul rând, nu pentru alți oameni, să știi. E vorba de tine. Știu că e vorba de mine. Și că la Luca ești din culise când ai intrat tu, că a zis că nu poate să stai. Foarte urât. N-am ce să spun. Lenjerie intimă la vedere și puțin cărnosită. Na. Cine? Tu persoana în cauză. Cum avem grijă de machiaj, ar trebui să avem grijă și de ea. Deci îi lăsa și la make-up acolo. Poftie? Și la make-up acolo. Păi acum strâng, ce crezi că fac? Doamne, deci dacă aș fi lăsat așa gen mai multă vreme, cred și eu, dar chiar acum am fugit. Adică ai văzut că am fugit din spate, în față, adică nu am stat nici măcar o secundă. Astea sunt aici în studio. Crezi că n-aș fi venit, adică acum crezi că n-aș fi lăsat așa, dar nu ai făcut observații sau... Nu, că nu am făcut nicio problemă, pur și simplu, nu știu, nu e ok, nu vreau să mai zic, să zic mai multe. Stilul începe de vă vor bună să ne învățăm. Categoric. Deci mă îndrept. Începe de când avem problema, ne spălăm, ne epilăm, ne curățăm. Și spălată și epilată, stai liniștită. Nu, că te-am gândit, era o idee. Poftim? Era o idee, că e important. Da, sunt spălată și epilată, nu-ți fă griji. Exact despre genul ăsta de comportament vorbeam. Mie mi se pare Bianca, dar cât disgrațios. Ea, mi se pare spală, dar uman. Nu pot să cred. Atât de ești sănătoasă la cap. Secunda asta ești afară, Alexandra, te rog. Dacă eu îmi zvorbăriesc ca mușa cum vorbim noi în mod normal la casă, voi n-ați înțelegi absolut nicio și vreau eu să zic. Dar vă convinc pe toți că și-a pus mărgelele alea de bab în cap și arată extraordinar. Nu pot să cred că nu-mi dați nici azi. Eu? Nici pe mine nu prea mânca pe rochea. Înainte nu făceai asta, acum de când ai stilist, o faci în continuu. Intri? A fost o chestiune, trebuia să vin repede la repetiții, adică imediat după repetiții am fugit în spate să-mi strâng lucrurile. Mm-hmm. Fetelor, s-a întâmplat o singură dată incidentul acesta sau? N-a fost doar o singură dată și sunt multe lipsuri de genul la unele fete și astea fac parte așa dintr-o... de niște lucruri pe care oricum n-ar trebui să le vorbim, ar trebui să fie, dar ele nu sunt, s-au întâmplat atât de des încât nici nu mai pot să mai fiu supărată, ci aleg să ignor și să-mi văd de treaba mea. Dar lucrurile astea se întâmplă în fiecare zi, sunt tot felul de situații și chichițe de genul... Urâtă, dezgustătoare... Okay. E un mix.
în funcție de zi. Ok, despre ținuta de astăzi, ce părere ai, Elena? Dacă ăsta este styling, nu știu. Nu, nu are ce să-mi placă, are o bucată de material care este prinsă foarte prost la spate, deci se vede efectiv cum la este prinsă. La spate nu văd. Nu vezi, dar eu văd. Și cei de acasă văd. Eu și am văzut în față. Trebuie să te uiți și la spate, Bianca. Despre asta e vorba și în culise. Spate. Trebuie să te uiți și celălalt și în urma ta. Numai ce faci și ce vezi tu. Nu îmi place, nu are ce să-mi placă. Un costum de baie care nici măcar nu-i vine bine, dacă își trage sacou, se va vedea asta. Cu un sacou. Dacă îmi pun un costum de baie și un sacou și asta e styling, dar poți să desfac sacou puțin, Bianca, să vedem la ce se referă. Da, nu. Mi se pare că o avantajează. Nu vine bine, e, se așează și prost. Și am și pătat. Nu avantajează. Da, puțin, e puțin ciudățel. Știu asta, am observat asta abia astăzi. Păi nu l-ai probat când l-ai cumpărat sau nu l-ai cumpărat? L-am probat, dar nu... Adică nu l-am cumpărat, l-am făcut. A, l-ai făcut? Da, și... Nu contează cum l-ai făcut, cumpărat. Contează că... era ținuta. Rezultatul, contează ce n-arăți tu aici. E nu vorba contează. De sigur, sigur. Idee. Da, ideea nu se apreciază. Voiam să spun că nu sunt mulțumită de neapărat de structura lui, dar na, asta e. Asta e ales să prezinți, contează într-adevăr cu ceea ce veniți în fața juraților și contează mai ales ceea ce ei au de spus. Te rog, Bianca. Nu știu ce să facă să mai iasă în evidență. Ea e disperată să câștige pe Bianca, se vede disperarea de a câștiga. E disperată, eu așa o văd. Nu e un lucru rău, dar pare că e disperare așa. Se mai bine mai păstrează așa pentru finalul zic. Stai. Mie îmi place frișca. Auzi, dragă? Știi că nu s-a auzit bine deloc. Ia să te văd cum ești pe dedesubt. De asta. Ce e asta? Vreau să văd cum e făcut costumul de baie, ca reclamații. Hai repede, că n-avem timp. Nu sunt întoarce de cu spatele? De el. E bine făcut, dragă. Dar nu văd vreo jale. Da, na, eu destul de perfect. N-ai avut Uber deck ca să-l faci ca lumea? Nu-s destul de... Dar nici n-ai făcut un styling, cine știe. Prima oară când colegii mei întrebau ce ai în cap, mi-am spus că seamănă cu un coș de gunoi. Nu, asta e o vată de zahăr. Am încercat să fac o idee pe care am văzut-o și eu la rândul meu și am încercat să o aduc în... realitate. Da, în ceva mai potrivit pentru tema noastră. Asta a fost ideea. Dar nu ți-a ieșit, auzi? Dar tiulul ăla ți-a rămas de la Alexandra din Gală? Ce anume? Tiulul ți-a rămas de la prietena ta Alexandra din Gală? Unde ești, Alexandra? E împrumutat tiulul și am moimit o chestie pe cap? Nu. Ce a avut? Nu știu ce a avut Alexandra. Un tiul. Ea e stăpâna tiulului. Ce putea să aibă Alexandra în Gală decât tiul? Ce putea să aibă? Asta e orgasm. Îmi plăcea faptul că blucește așa la lumină și dă efectiv... Se și vede treaba asta, să știi. Nici în realitate nu se vede, dar de la televizor. Nu știu, aici în platou așa am crezut că o să se vadă reflexele ca și cum ar fi o vată de zahăr. Asta e intenția. Nu-i bună ținută, oricum. Principala problemă a ținutei Bianca este că acest turban arată ridicol. Și bine, oricum nu este un turban. Păi nu este un turban, asta mi-am dorit. Da, arată ridicol. Și dacă ar fi să înlătur acest element mai mult decât vizibil, ce rămâne? Uite, eu am un calificativ dulce. Nice. Da. A fost dulce? A fost dulce. Eu ce fac cu degetul ăsta dulce acum? Dulce amar. Mamă, eu mă simt cel mai prost pentru că, Moniz, n-am mâncat înghețata ta, i-am mâncat puțin, am mâncat-o pe toată. Ia! Ți-o dau și pe a mea, să știi. Nu, dar eu doi tot n-ai stil. Ia. Mulțumesc. Deci, o mâncăm la pauză, las. Mâncăm la pauză. Bianca, spune-le celor de acasă și indicativul tău. Dragii mei, indicativul meu este 6, votăm la 1206, mulțumesc. Bianca, fii atentă cum facem, că așa e corect. Am văzut. În timp ce eu o invit pe Alexandra să se pregătească pentru defilare, pe tine am să te rog să te duci să iei de la colegi ustensilele de curățat și să ștergi cumva ce ai murdărit. După faptă și răsplată, cam așa. Dacă și cu poșeta în brațe faci asta, e de vis. Dacă poți și în ritmul muzicii, ar fi perfect. De ce ați dat și... ce? Soluție. Că lasă-o jos. Că păi e suficient altfel. Mopul. Păi nu e suficient mopul, că că alunecă frișca aia pe jos după aia. Se măzgăște. Dar ce contează? Hai. Știe mai bine Bianca ce trebuie să facă în momentul de față. Hai, Alexandra. Muzica?
Hai, da, de drumul.